Buenos dias, amigos! Astăzi vom face cadou iubiții noastre o nouă mașină, dar pentru asta trebuie să mergem la București, așa că let's go! Day 2. Bun, băi și fete, este a doua zi, suntem în Vâlcea, într-un hotel, pentru că ideea era că trebuia să mă duc la București, să mă văd cu băiatul și să venim la Vâlcea, 200 de kilometri, unde stă el, să facem actele, să facem toate nebuniile și după aia din Vâlcea să plec cu mașina acasă. Dar n-a fost așa ușor și ideea este că pe drum spre Vâlcea s-a rupt ureaua de la alternator și după, na, ne-am dus la mecanic, nu știu ce, am schimbat-o, după aia bem, dau să plec spre Arad. Bă, iară se rupe cureaua de la alternator. Zic, bă, nu se poate așa ceva, că ceva nu e ok. După aia ne-am dus iară la mecanic și trebuia schimbată chestia aia, nu știu, întinzătorul de la curea, în fine, era o piesă care nu costa foarte mult oricum, doar că nu aveam cum să o luăm în ziua, adică ieri. Și a trebuit să dăm comandă și a venit astăzi dimineață, mașina este gata și a trebuit să mă cazez frumos la un hotel. Mi-am cumpărat și un tricou de la Mall Shower Flower, că nu aveam efectiv nimic la mine. Acum urmează să vină Bogdan, proprietarul, cu mașina aici la hotel, să o luăm și să plecăm într-un final la Arad, la iubițica noastră care ne așteaptă. Hotelul este foarte frumos, avem aici așa un pătuț în care am dormit, bă, extrem de bine, un balcon, bam. Asta este, trebuie să așteptăm. Filmez cardurile astea ca să-i dovedesc că iubitei mele că nu am înșelat-o. Și da, ea nu știe. Deja pare cam suspicios că-s plecat de o zi de acasă, dar o să fie bine când o să ne întoarcem cu noua ei surpriză. Așa că hai să luăm mașina. Bun, băieți, deci suntem aici cu Bogdan, care este proprietarul sau fostul proprietar al mașinii, că acum avem alt proprietar, așa că Bogdan, ce faci cu mine aici? Uite ce se va bine, te așteptam. Așteptam. Părere de rău că puțin tocmai vara de mașină. Speram să fie mai spre toamnă, da? La, să se bucure și altcineva de mașina asta. Deci, dacă vrei să ne prezinti așa un pic mașina, băieți, așa cum în premieră, asta este mașina, noua mașină pe care o vom face cadou iubiții noastre. Seria 393 2008, aspirat, fără turbine, fără tot, însă este motorul nou, nu e valvetronic cu cel vechi, este motorul cu injectoare, motorul următor cum ar veni, are kitul de M3, jante de M, raguri, raguri generale de M3 și o să vezi și interior, tot interiorul de M3, ceasuri, unde vezi și inclusiv ce temperatură ai la ulei, nu știu, suspensie automată, sport. Bă, automată, tată, în sfârșit o să conduc automată. Suspensie sport, evacuare custom la pilot cu tot ce trebuie, că este tot în regulă, cu două evacuri, două ieșiri. Catalizatorul este pe mașină, pops and banks, nu mai să ai grijă cu ea. Clapetă, două telecomenzi de la clapetă și, nu știu, în rest, să te bucuri de ea. Sunt, probabil că o să vă arat el mai multe. Asta e mișto că avem clapete și putem închide cum ar veni evacuarea, să nu se mai audă așa tare. Și suntem complet în legalitate cu mașina. Exact. Pentru toți haterii și tot. La mine, să știi că timp de un an de zile, am mașina. Nimeni n-a știut dacă e M3, dacă e 3000, dacă e 4000, da. Pentru că sunetul, sincer, sunetul face toți banii și efectiv, nu știu, decapotarea. În rest, nu știu, sper să te bucuri de ea. Eu m-am bucurat un an de zile, m-am distrat cu ea. Acum, sincer, acum ți-o așa, pun, da, cam emoții. Bun, băie și fete, după un drum de 4 ore, deci efectiv sunt cop. Pe lângă că înainte să merg la București am făcut febră musculară pentru că am jucat niște ping-pong puternic. Deci mă dor coastele, spatele, umeri, picioarele, deci mă dor tot. Dar într-un final, după 4 ore am ajuns și cam așa se prezintă mașinuța după 4 ore. Toate plină de ce am lovit pe autostradă. Îi dăm acum frumos un jet și după aia mergem la iubițica noastră să-i oferim dar nostru. Și am ajuns într-un final și acasă, băieți, după o zi lungă și grea. Hai să vedem ce face iubitica noastră. Da. Hello! Hello! Ce faci? Eu bine, tu? Am ajuns acasă. Da.
Da, nu mă las să intru. După două zile. Am stat doar o noapte pentru că ți-am explicat, a fost acolo probleme cu filmatul, cu alea, campania de la Lidl și n-a trebuit să stau. Mm-hmm. Dar mi-a plătit ei hotelul. Sincer, dacă am merg cu padubă. Da, dar eram singur. Mm-hmm. Sigur poftiți, domnul meu. Nu ți-a fost dor de mine? Ce-ai făcut în această noapte singură? Foarte bine. Foarte bine? Faci vlog? Bun, băieți, în sfârșit acasă, mamă, deci cât am așteptat drumul ăsta, nu pot să le spun cuvinte, dar, acum, îmbracă-te că trebuie să plecăm. Unde? Trebuie să mergem înapoi. Să filmăm repede, 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 trebuie să plecăm. Trebuie să plecăm. Să mă achizi mai drăguț? Da. Lasă că ești cea mai drăguță, haide. Bine. Să curs belele. Am băut apă. Bun, băieți, acum urmează să plecăm la pain, să facem nu știu ce challenge și după aia de-abia aștept să vin acasă să mă culc, să dorm, efectiv. Ți somn, da? Somn, da, da, n-am dormit. N-ai dormit bine. Că n-ai fost lângă mine. Da, 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 ce să zici. Și ai de la campania mi-a mai dat, știi ce? Ce? Una cu care să dorm. Glumesc. Oricum sunt supărat. Dar de ce să fii supărat? Pentru că ai plecat fără mine și ai rămas peste noapte, când nu se vrea să rămâi peste noapte. Dar pot să jur pe cea mai sfânt și să cred pe liftul ăsta cu noi dacă am plănuit să rămân peste noapte. Chiar n-am vrut nici eu să rămân peste noapte. Bine, cum spui tu? Oricum, când am venit, am parcat-o pe alt loc de parcare pentru că cineva mi-a ocupat locul și a trebuit să parchez pe locul de lângă. Nu știu cine e ăsta. Decapotabila. Băiatul cu decapotabila mea. Care fură locul. Fură locul, băga mi-aș. Vrei să conduci tu? Da. Ia. Thank you. Dar nu merge. Ha? Nu merge. Ba, merge, că se aude. Nu se aude. De aici se aude, hai să vezi. Nu știu și nu se deschide. Dar nu merge. Ia, ascultă mai bine. Ascultă mai bine. Se aude de la asta? De la asta se aude viața mea. Păi asta e descuiată. Păi e descuiată pentru că tu ai descuiată-o. Păi de acum ai descuiată-o. Păi oare merge chiar de la N92 la asta? Nu știu. Cum ar fi? Nu, și ce facem? Hai să mergem cu asta. Cum să mergem cu asta? Ești la cap? Glumesc, viața mea. E mașina ta. Asta e mașina ta. De asta am fost plecat o zi întreagă. Pentru că am vrut să îți cumpăr mașinuța visurilor tale. Nu cred. Ba! Să mor tu. Să mor eu. Nu cred. E mașina ta. Nu cred, baby. Oooo! Să plâng. Îți vine să plângi, nu plânge. Da. Nu plânge. Știi ce te înjuram în mintea mea? De ce mă înjurai? Ai plecat două zile și am crezut că nu vrei să mai stai cu mine. Ba da. Păi da, ce... Când ai gândit-o toată chestia asta? Nu pot să zic. De fapt, am gândit-o de pe o zi pe alta. Pe aia m-am dus, am vrut să iau, s-a stricat de două ori pe drum când am vrut să vin cu ea și eu trebuie să rămân acolo să schimb o piesă și după aia, într-un final, am ajuns cu ea. Mamă, dar tu ești nebun la cap, mă. Cât-o costat asta? Nu pot să zic. Priceless. What? A, ce bine stă. Ce asta bine șede. Da, e automată. Păi eu nu știu. Nu știu automată? Nu știu automată. Ești prima persoană care îmi zice, bă, nu știu automată. Păi, dar chiar nu știu. E ușor, trebuie doar, ai doar două pedale și n-ai voie să folosești piciorul stâng. Baby, dar cum îți faci așa ceva? Nu cred. Hai să avem amândoi. BMW. Da, dar asta e mai tare. Da, e mai tare. De ce preferi mie tot ce e mai tare? Și calculatorul, și mașina, și tot. Nu știu. I love you. Nici măcar nu e nicio ocazie. Păi da, nu e nicio ocazie, pentru că nu avem nevoie de ocazie. Oh, baby. I love you. Îți place? Îmi place. Culoarea îți place? Îmi place, îmi place tot. Da? Tare rău. Hai să dăm o tură, vrei? Vrei să dăm o tură? Hai să dăm o tură, să vezi și cum se aude. Ce? Uite, cum se aude? Nu mai seama că gen, mai ai o cheie aici. Și ce face asta? Asta e clapeta de la evacuare. Hai să ne băgăm. Hai de viața mea. Wow. Ăsta e paravântul, să nu bată vântul când devin cu decapotabila. Bun. Nu știu. Dar ce să... Bun, oricum, cred că evacuarea e deschisă. Acum ai pe are scaunele electrice? Da, are scaunele electrice. Wow. Piciorul stâng n-are ce gătea pe nicio pedală. Deja eram cu stângul pe frână. Okay. Și acum tu trebuie să ții frâna, apasă pe cheie. S-a lăsat frâna când am pornit-o. Da? Da, acum, ia, apasă un pic pe accelerație. Cu dreptul? Cu dreptul, cu dreptul. Și stă? Păi stă, că e pe păpul. Face
poc, poc, poc. Face poc, poc, poc. Poți să-i dau aici? Păi da, dar acum nu acum. După ce ne primim un pic cu ea, ca să-i încălzească uleiul. Și pe maneta asta, pe maneta asta, dai off, să închizi clapeta, să nu se mai audă. Păi nu, lasă-i audă. Să se audă, să știe lumea când vine eu. Și ce mai avem aici? Eu vă prezint. Asta e benzină. Da, benzină. Benzină. Ok. Am atâtea butoane, atâtea. Poți să deschizi și geamurile din spate și să le închizi? Poți să deschizi și geamurile din spate, să le închizi, să decapotezi, să capotezi. Păi aici ai volanul ăsta șmecher de... E așa smooth ăsta față de-a tău. Sau doar că stă? Nu știu ce să zic. Parcă, dar habar n-am. Mai smooth. Și scaunele astea șmechere așa pufoase. Și am centura aici. Da, centura acolo. Și automate. Și oricum o să trebuiască să schimbăm sistemul audio, să băgăm niște boxe tari și să băgăm CarPlay și să colantăm dacă vrei. Ce care vrei să facem? Cred secret. Secret? Da. Dar e tare și culoarea asta, îmi place foarte mult și culoarea asta. Da, bine, hai. Ține apăsat pe frână, ține pe butonul ăsta de aici, da? Și bagă-o în D. Așa? Da. Și dacă ridic, pleacă? Păi ia vezi, pleacă. Pleacă. Stai, zi-mi ce trebuie să fac pe drum, gen. Păi nimic, fii atent, trebuie doar să-ți ia apăsat pe accelerație ușor. O să-ți dai tu seama. Ce ciudat mi se pare. Accelerezi și când vrei să se schimbe viteza sau dacă nu se schimbă singură, lași ușor accelerație, știi? Ok. Să-ți pleacă. Și ce fac cu asta? Mâna. Mâna, poți să mă ții pe mie de mână. Yeah! Mamă, ce tare. Tare, a? Da. Ok. Pornite farurile. Cred că da. Să știi că e mult mai smooth servo decât la tine. Da, e mult mai smooth decât la mine. Da, e de gagici asta. E de gagici, a? Doamne, ce ciudat e. Ia, calcă un pic. Mă lasă. Așa. Când ne încălzim motorul, dacă dai până la 5-6000 de durații, face poc. Păi vreau să încălzesc motorul, să facă! Ce tare cum se schimbă singur, eu nu pot să cred. Cum aude așa. Unde mergem? Păi du-mă tu, viața mea, unde vrei? Da, și suspensiile sport, deci o să simți cam tot. Vezi că e frână. Cum era în primele 10 minute? Era pe o parte amuzant, pe o parte chiar foarte neamuzant. Ai luat-o din București? Da, m-am dus la București. La București m-a așteptat băiatul la aeroport. După care ne-am dus la Vâlcea să facem actele. Și până la Vâlcea să rup curiaua. Ce de curia? Mă rog, ceva curia de acolo de la motor să rup. După aia au trebuit să mergem să schimbăm curiaua. Am schimbat curiaua și după aia au fost alte chestii, alte piese care venea de-abia dimineața în ziua de azi, știi? Și trebuie să aștept să schimb și na, trebuie să aștept. Oare nu poți să mă duc pe cealaltă parte ca ce? Să... treacă și aia la... Unde mergem? Nu știu. Păi, hai să mergem la Lidl. Hai, du-ne la Lidl. Nu în ce parte Lidl? Cum merg la Lidl? Păi cred că acolo și stânga. Se pare așa ciudat să-ți conduc atât de ușor. Care-i banda mea? Asta. Poți să mă bag? Bagă-te. Că eu nu văd în oglinzi. Bagă-te. Cum le modific oglinzile? Șmecherie. Și ai și oglinzile electrice, deci poți să se le... rabatează? Poți să le rabatezi așa electric. Mama, abia aștept. Mi-a lăsat băiatul, Bogdan, și eu ăsta unde poți să spui telefonul să și ți-l încarcă. Vrei să ce am făcut la telefon, apropo? Ce ai făcut la telefon? Da. Ce ai făcut la telefon? Uite, am spart folia. Ai spart folia? Da. Așa faci, vezi, te lasă, zi singur și ce faci, spargi tot. Da. Tu vrei scumpă. A, nici în asta nu văd. De ce are o grindă așa? Pentru că poți să bag ceva card, din câte am înțeles, și să vezi aici, are o cameră în spate și poți să vezi când dai cu spatele ce se vede în spate, știi? Am senzori? Da, ceva de genul. Ai și senzori care se apare în bord. Ceea ce pot să zic că nu-mi place la ea e că simți toate gropile. Ca da. Să fiu așa, nu simți tot să încerc cu ceva. Cred că e singurul lucru care nu-mi place, dar îmi place tot. Îți place tot? Da, chiar e tare rău. Apasă tare. Stai că mi-e frică în curve. Dar oricum am ajuns aici la Lidl, la Kaufland. Intrăm în Kaufland? Intrăm unde vrei tu, da, mergem la Kaufland. Cred că pentru Lidl mai trebuie să mergem. Da, mergem la Kaufland. Place rău! Îți place, a? Doare! Da! Mâine, păi mâine te faci ofertă de curse pe aici. Mi-ar place să fiu. Ți-ar place, a? Chiar mi-ar place. Thank you very much. You're welcome. Uite, poți să parchezi aici lângă gard. Parchezi cu fața sau cu spatele? O cu fața, că nu prea cu spatele. Nu prea cu fața, că e bara foarte joasă și o să spargi. Ai parcat pe două locuri. Păi n-am parcat, că vreau să ies acum. Cum fac? Fără piciorul ăla. Ține pe frână. Da. Dă-i pe râ. Așa, acum era în sport și acum dă-i pe râ. Râ? Adică reverse? Da. Na bun, și acum hai să o capătăm, viața mea, ca să o capotezi aici butonul ăsta, ți-a apăsat în jos. Ok. Ca să o decapotezi, ți-a apăsat în sus, până se pune. Păi și are și asta deschide. Neagră sau e parte din mașină? Gen, dacă are hardtop sau da. De ăla de pânză? Oh, frumos! Ține, până se ridică geamul înapoi. Tare!
tare! A reușit să parchez după o perioadă mai lungă de timp. Și da, cam așa arată mașina capotată. Și-a ridicat oglinzile! Da! Mamă, ajutoare! Îmi place rău! Și trebuie să-i schimbăm numerele de la mașină. Are 69 băsături. Și o să aibă 14 SID. 14 SID? Da. De ce 14? Pentru că e ziua mea. Da, nu știu, mă mai gândesc dacă punem numerele SID, nu prea vreau. Ba da. Pentru că sunt SID. Eu mă gândeam, fii atent, mă gândeam să punem numerele ICE. Ice? Da, 77 ICE. Nu știu ce să zic. De ce ICE? Că e albă? Nu, gheață, ICE, rece, cumva, albă, nu știu. Așa, da, așa un vibe, nu un sun. Nu știu, o să mă gândesc. Bun, viața mea, am făcut cumpărăturile. Dar acum vine problema. Avem loc să le băgăm sau nu avem loc să le băgăm? Păi eu știu. Ideea e că port bagajul, e destul de, nu mic, păi de jos, stai așa. Și are și soft-ul să-mi închizi. Gen, acum, aici n-ai voie să pui nimic, știi, sau pe asta. Când e capotată, e așa, dar dacă poți să ridici de asta în sus, atunci aveți, avem loc, știi? Dar nu mai poți să o decapotezi dacă e la în sus, știi? Ai vrea să decapotăm. Până la Lidl? Ah, da. Bine, atunci mai mergem așa decapotată și după aia o decapotăm, bine? Păi să le punem în spate, jos la bancheta, nu are? Ba da, putem să le punem și în spate. Doar că na. Asta e una dintre probleme, să zic așa. Și încă o problemă ar fi faptul că nu avem suport de ăla de pahare, să ne punem paharele. La E92 am avut două chiar pe fiecare parte, dar la asta nu, am așa că am cumpărat de la Kaufland suport de ăsta mobil și sper dacă îl putem prinde. E happy trip. Happy trip. Cred că trebuie să deșurubăm asta. După aia să băgăm ăla așa și după aia... N-ai cum să mai prins după. Ba da. Am plecat de la Lidl. Haide. Capotează, nu vrei să le capotezi. A, ba, da. E să făcu Z. Wow. Să făcu Z. Mă simt așa în centru atenției cu ea de capotată, da. Bine, viața mea. Mamă, ai făcut acum. Dai tare. Ai reușit bine să nu spargi ouăle! Nu mai face, dar e tare rău! Bravo, viața mea, ai reușit! Thank you!